În 2013, pompierii gorjeni au fost solicitați să intervină în peste 2000 de situații de urgență. Doar circa 200 dintre acestea au reprezentat însă intervenții pentru stingerea incendiilor. De altfel, potrivit unui bilanț prezentat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, în cursul anului trecut, numărul incendiilor, în special al celor de vegetație uscată, a scăzut cu mai bine de 50% față de anul 2012. Pe parcursul anului 2013, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Gorj a fost solicitat să intervină la un număr de 2238 de solicitări. Dintre acestea, 1711 au fost solicitări pentru acordarea primului ajutor medical de către echipajele SMURD, 228 reprezintă intervenții ale echipajelor specializate pentru stingerea incendiilor, restul intervențiilor constituie asigurări de măsuri de prevenire a incendiilor și alte situații. Comparativ cu anul 2012, înregistrăm o scădere cu aproximativ 54% la numărul incendiilor. Am precizat 228 față de 897 înregistrate în anul 2012. O scădere semnificativă o înregistrăm la numărul incendiilor de vegetație uscată și aici trebuie să recunoaștem că am fost, pe parcursul anului 2013, am fost ajutați și de situația meteorologică. Potrivit situației prezentate de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, cele mai multe intervenții în 2013 le-au avut pompierii din cadrul detașamentului Târgu Jiu, iar cele mai puține cei din cadrul detașamentului Motru. În urma intervențiilor efectuate în 2013, pompierii gorjeni au reușit să salveze viața a 53 de persoane, între care și 10 copii. Din păcate, tot în cursul anului trecut, alte 15 persoane și-au pierdut viața în incendii, accidente sau alte situații de urgență.